Bun găsit, stimați telespectatori, în partea a doua emisiunii noastre vom vorbi cu domnul Mihai Amăriuți, de la administrator, atât, administrator de bloc, administrator de televiziune prin cablu, societate de televiziune prin cablu, cel care ne aduce nouă programe de televiziune și ne dă de treabă în fiecare seară să ne țină în fața micului ecran. Domnul Mihai, bună seara și bine ați venit! Bine ați găsit! Bună ziua și bine ați venit! Vorbim astăzi despre rolul mass media în societatea românească, despre ce ne oferă nouă televiziunea, în special cea care, iată, încet, încet, noi spunem că ne oferă programe din ce în ce mai slabe, iar unii dintre noi spun, domnule, nu mai am mult și renunț la televizor. Dumneavoastră care distribuiți televiziune, dați televiziune pe pâine, cum simțiți fenomenul ăsta? Deocamdată... E bine. Noi avem o oarecare inerție și în acest punct de vedere e greu să renunți la ceva care te-ai învățat deja. Discutabil în ce măsură e bine sau rău, pentru că asta pe de-o parte asigură, să spunem, o activitate care deja este oarecum standardizată într-un fel. Pe de altă parte, limitează în mare parte o competiție care ar putea fi oarecum necesară. Pentru că problema inerției la noi nu este atât că lumea e învățată să se uite la televizor, problema este că lumea e învățată să se uite la televizor pe un anumit canal care s-a învățat el. Așa că acel canal poate să nu dea absolut nimic, ba chiar să-și facă tot felul de aranjamente pe la spate în care să aibă niște efecte mai stranii. Așa că e discutabil dacă e de bine sau de rău această inerție. De exemplu, pentru posturile mai mici de televiziune, faptul că lumea nu se uită la altceva decât la ce s-au învățat ei e un dezavantaj pe undeva. Adică nu știu în ce măsură bucură foarte tare că lumea se uită la televizor, câte lumea se uită la televizor la altcineva, indiferent ce e foarte rău să face. Aveți dreptate. E de întrebat un psiholog. A fost ieri aici la noi în emisiune o doamnă psiholog. Mi-ați dat idee să întrebăm de ce oamenii, în ciuda faptului că sunt 100 da, de canale, poate și mai bine, sunt oameni care se uită numai și numai într-un singur loc. Sau, în cel mai bun caz, la canalele de știri. Aș putea avansa eu un răspuns. Ce explicație au da? Puteți să oferiți un răspuns? Mă rog, psihologia are un mare avantaj. Oricine poate sta cu prepusul acolo, nu trebuie neapărat un diplomă de fapt. Când te duci la un psiholog, te uiți în spate, are doi pereți, trei pereți plini cu diplome. Îți spui, frate, ăsta caut eu răspunsul din păcate, vieții. Din păcate, în acest domeniu, ștacheta este destul de jos. Da. Există, bineînțeles, multe informații solide acumulate în acest domeniu, dar, pe de altă parte, în practică, circulă atât de multe povești vândute ca adevăruri, încât e un domeniu destul de delicat, care are mult de luptat pentru a se detașa de o anumită impresie de amatorism. Mm-hmm. Așa că, cum această impresie este la răspândită, îmi pot permite să-mi bag cu prepușul. Da, dar dumneavoastră, oricum, la dumneavoastră vin oameni, domnule, băgați-mi canalul ăla, băgați-mi antena 3. Un exemplu, o motivație ar putea fi comoditatea intelectuală. Comoditatea, așa este, aveți perfectă dreptate, televizorul te face comod și creierul ți-l face comod. S-a demonstrat asta că televizorul te cam frânează la gândire. Nu neapărat, nu prin natura lucrurilor, cum să spun. Ar putea avea o contribuție prin faptul că te scutește de efortul de a căuta ceva. Exact. Deci el îți transmite o serie de informații, câtă vreme le iei de bune, satisface, să spunem, o necesitate bazală, așa că hai să știu cam despre ce este vorba și te mulțumești cu atât. Pe de altă parte, efortul de a avea și de a vedea și alte lucruri constă doar la apăsa un buton. Nu e un efort fantastic. Nu trebuie să te duci în biblioteca din New York să vezi dacă nu cineva are altă opinie. Uh-huh. Să cauți în cărți. Deci, în acest punct de vedere, ar putea fi pe undeva propriu
remediu din acest punct de vedere, deși problema este că nu e așa de simplu să primești informația pe care o cauți la un moment dat. În acest motiv se completează bine cu netul. La net, în momentul în care ai un dubiu, poți să mergi repede să-ți găsești și să primești acolo. Nu aștepți până la ora de. Principala problema a televizorului e că te leagă de cum concepe altcineva programul. Și atunci, dacă chiar te interesează ceva, îți vinzi foarte ieftin timpul, pierzi timp, realmente pierdut în sensul cel mai clar a cuvântului, timp care ai putea, dacă nu se faci ceva, să te educi într-un alt domeniu, așteptând să ți se dea ce te interesează. Uh-huh. Sau mai rău, să te uiți la chiar nu te interesează sau să uiți la ceva care chiar te prostește. Deci, din acest punct de vedere, e delicat. Rău, da. Aici e, până la urmă, treaba celor care sunt în partea cealaltă a ecranului. Deci televizorul în sine este, pur și simplu, o mașinărie care este folosită pe mamă tot de niște oameni, tot cu niște scopuri într-un fel. Și acum întrebarea este cum facem să convingem acei oameni să marjeze sau să ne ajute la scopurile care ne interesează pe noi. Acest mecanism, în principiu, ar trebui să fie mecanismul de piață prin care noi schimbăm cu telecomandă pe un canal care să ne convină. Acum întrebarea este în ce măsură ce ne convine este același lucru cu ce interes avem. Aceste lucruri nu sunt neapărat coincidente. Pentru că ce vrem noi instantaneu, în general, e o satisfacție rapidă. Ce am vrea la un nivel mai înalt de gândire, la nivel de superego, dacă sunt să ne vorbim la termeni de ăștia de psihologi, e un pic altfel și câteodată chiar se declanșează niște conflicte, că superego-ul zice mai muțică, id, nu te mai uita tu la prostia asta, mai schimbă și ceva să înveți, dar mai muțica, ia-i cu telecomanda în mână, da. Și superego-ul nu prea poate decât să strice atmosfera decât să facă ceva constructiv. Aici intervine sau poate interveni și presiunea socială care poate să influențeze într-un sens sau într-altul aceste preferințe și să ne ajute să mergem mai degrabă spre ce am vrea să facem la modul, de perspectivă, de imagine a persoanei proprii și a restului societății, deosebire de simplă comoditate rapidă, hai că mănânc ciocolata asta acum, știu că n-am voie, știu că o să fie greu, dar nu mă pot abține, asta e situația și asta se întâmplă de mult prea multe ori și până la urmă devenim mâncători de ciocolată. Exact, suntem, s-ar putea să fie și asta. Eu vă spun, televizorul a creat o dependență. Și asta ce spuneți dumneavoastră cu ciocolata, am mai și spus-o. Sunt oameni care dacă văd o reclamă la un detergent, la o ciocolată, pe aia o cumpără. Dacă se duc în magazin, cumpără numai ce văd și numai televizorul este, religia lor. Dom'le, a spus la televizor. De unde știi? A spus la televizor. De unde ai aflat chestia asta? A spus la televizor, măi. Și televizorul este cel care, sursa sfântă din România. Bine, aici e o chestiune, pe de-o parte, partea cu publicitatea pentru produse e greu de, să spunem, demonizat în sine, pentru că, într-un fel sau altul, noi ca societate am hotărât că ăsta este modul în care să finanțăm mass media. Pentru că, de câtă vreme vrem să întâmple ceva, trebuie să alocăm o valoare acelui ceva, valoare care se mediază la ora actuală, ne place sau ne place, pe temeiul unor valori monetare. Cumva, acei oameni trebuie și ei să aibă cu ce să cumpere o pâine, să dea și ei de mâncare la copii, să meargă într-o vacanță și așa mai departe. Într-un fel sau altul trebuie să-i plătim. Acum, întrebarea spune cum anume îi plătim. Și îi plătim în două feluri. Da. Deci publicitatea este, sunt mai multe maniere. Da. Odată publicitate, odată o sumă care o dăm cu toții cu curentul electric pentru televiziunea națională, odată sume pe care le plătim direct. Sunt canale pe care le plătim direct către canale și care nu depind neapărat de publicitate. În general, canalele care sunt pe cablu, inclusiv cele din pachetul de bază de cablu, multe din ele sunt plătite. Deci cablistul nu pune bani în buzunar care ia de la abonați. Adică Eurosport, HBO, ce scumpe sunt.
Deci, dezastru, da. Bine, HBO este o excepție, zic eu, pe undeva pozitivă, pentru că e un canal care poate fi dat cui și-l permite, cine vrea îl ia, cine nu, nu. Deci și aceasta sunt niște discuții. De exemplu, noi n-am reușit să introducem în grilă HBO nici măcar pentru cine vrea, pentru că pur și simplu nu au fost de acord să colaboreze cu noi. Mici. Dar, mă rog, asta e altă discuție apropo de niște lucruri, dar nu e o chestiune catastrofă în acest punct de vedere. Pentru că filme acum sunt enorm de multe pe toate gardurile realmente, nici calitatea lor nu mai este ce a fost din câte am observat eu, așa că chiar nu e o problemă. Apar însă multe probleme de alte natură, de exemplu, multe canale trebuie să luate obligatoriu la pachet. Asta e o chestiune care ne scandalizam noi vremea lui Ceaușescu, că ne punea să luăm la librărie o carte, pentru că o carte bună trebuia să iei omagiul lui Ceaușescu. Și îmi zicea, vai ce chestiune, ce e cu comunismul ăsta jos cu Ceaușescu, ia poezie ce se întâmplă atunci. Acum ca să iei o riglă trebuie să cumperi neapărat, odată mai tărăboanța care nu ai ce face și trebuie să o arunci, dar care costă enorm de mult, costă la preț de Rolls Royce. Dar nu, rigla aceea nu ți-e disponibilă altfel, asta e situația, asta e pachet. Lumea nu știe ce se întâmplă și în spatele, da. Da. Toate televiziunile astea sunt undeva acolo și... Cablistul ăia din spațiu un dezavantaj și le bagă în televizorul nostru. Vremea comunismului era pe undeva mai comod, într-un fel de atribuit vina lucrurilor care erau evident în neregulă. Statul, partidul, el a hotărât, el face, el spune. Deci orice chestiune în regulă, clar, știm cine e vinovat. Ei, în lumea liberă lucrurile sunt mai complicate, pentru că vinele sunt împărțite, ăla spune că ăla, și așa o ciudățenie încât ne doare capul și mergem pur și simplu și pierdem timpul uitându-ne la cine știe ce prostie. Da. Asta e situația. Dar cum spuneam, asta e pe undeva un efect a tranziție dintr-o lume simplă într-o lume complexă. Noi nu suntem probabil nici ca popor obișnuiți să trăim într-o lume complexă. Noi am fost cam întotdeauna într-o lume simplă. Cineva rezolvă toate problemele rezolvă, noastre. Sau nu rezolvă, nu-mi desruca. Noi, el nu contează, asta e situația. Chiar nu ne doare capul ce hram poartă cine o fi vodă la ora actuală sau cine vine altul, ba chiar ne bucurăm că știi, vodă s-a ne-a plăcut, mai schimbă și mai bine, mai rău, hai să ne schimbăm din nou, tot așa. Sistemul lumii libere funcționează în ideea că oamenii sunt interesați și preocupați de cam ce se întâmplă cu ei, fac un efort să înțeleagă ce se întâmplă și în momentul în care apar lucruri care nu se întâmplă coerente cu acest efort, sunt sancționate. De asta funcționează relativ bine în vest. În țările în care populația, în general, realmente nu este interesată. Nu pot spune că nu ar avea capacitatea să asimileze ce se întâmplă. Nu cred că există noțiunea asta. Dar câte vreme chiar nici măcar nu te interesează să înțelegi ce se întâmplă, în momentul respectiv, în spate își pot face diversele interese, știind că nu se întâmplă nimic oricum. Și atunci... Da, există un gen de public tipizat care a fost indus spre anumite emisiuni și posturi care nu spun nimic, repetând același subiect, așa este, la infinit, îngustându-ți orizontul de informare în ceea ce vor unii sau ce ca tu să vezi, ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, așa este. Discută despre niște subiecte banale, ore în șir, așa, dar asta e. Cum spuneam, nu e dintre vina posturilor cât a celor care stau cu telefonul în mână. Care stau și se uită, da. Posturile, până la urmă, exploatează o problemă tot psihologică, până la urmă, care poate chiar duce undeva spre ce numesc psihologii preocupări obsesiv-compulsive. Sunt situații în care oamenii au un tic, au o chestiune, el... Repetarea acelui tic creează o plăcere pe undeva și tot repetă acel tic. Uh-huh. Ei, tipul respectiv de programe în care iau o chestiune și așa merge probabil cam pe același sistem. Da. Apropo de ceea ce spune telespectatorul nostru, uitați-vă câte televiziuni dezbat acum încă la ora actuală, după mai bine de jumătate de an, de Băsescu. Băsescu care a ieșit, după părerea mea, a plecat din politică. Sunt televiziuni care bat moneda pe Băsescu. Ele sunt împărțite, dar cum spuneam... Și nu bat
da, pe problemele deci, actuale. Asta e problema, sau nu e prea problema, modul de organizare a activității într-o lume liberă. Nimeni nu impune nimănui ce să facă. Da, da, da. Deci acel post e un post privat a cuiva, probabil, care dă absolut ce vrea el. Da. Dacă pe deasupra asta îi aduce și audiență, da, cum spuneți dumneavoastră, deci veni, dacă există public pentru... Măcar, s-ar putea întâmpla unii să dea niște chestiuni la care chiar nu se uită nimeni pentru că vrea el să le publice. Deci nu e neapărat legat cu publicul. Dacă pe deasupra vine și public, deci vine și venit prin publicitate, să spunem, ca sistem de finanțare, și mai bine, înseamnă că chiar au merit bine oamenii unii și de uită, piață, da, da, care e problema. Dacă că considerăm că ceva nu e în regulă acolo, la această manieră de a face televiziune, trebuie să ne uităm uleacă, dacă nu, cumva, cum spuneam, trebuie să umblăm nu de partea camerelor a microecranului, ci de partea celui cu telecomanda în mână. Mm-hmm. Publicul, cu... cum e exact, publicul. Exact, exact. Auzeam aseară, apropo de asta, mă uitam aseară la o emisiune și un domn din CNA spunea că intenționează să propună o lege de genul acesta, să subvenționeze televiziunile, deocamdată câteva televiziuni, da, să facă programe mai spre cultură, mai spre, nu de îndobitocire, știind că televiziunile alea pierd, dar să există o formă de subvenționare și ele să meargă pe ideea asta. Așa, să vedem ce se întâmplă. Deci, fiindcă veni vorba... Nu știu, să vorbim și despre alte... E complet ridicolă ideea, dintr-un motiv foarte simplu. Nu, facem deja asta. Deci, adunăm deja bani cu toții pentru subvenționare și televiziuni care să nu facă prostii. Deci, toți dăm bani pentru făcut televiziunea română. A, televiziunea română. Șapte, deci, câte avem? Sunt? Șapte, câte ori fi? Un pachet de... Ce vedem în practică? Că, inclusiv la televiziunea română, putem găsi programe în care se promovează în cultură. Chiar am văzut niște programe, e adevărat, la televiziunea națională, nu la postul local, am văzut, la TV Cluj, am văzut că are mare succes acolo o mare prostie care se numește Noua Medicină Germană. Noua, da? O prostie, pur și simplu, un, mă rog, Noua Medicină, nu știu ce cuvânt frumos să folosesc ca să nu am probleme cu, să mă zic, ce ne-au? Așa. Un ca nimeni, noi doar venim cu o idee, știi, boli, asta nu există, chestiuni genul, tot așa, o trebuie să-i totul psihic. Totul e mintea noastră, totul e mintea noastră, chestiuni genul. Tratăm la cap dacă exact, suntem exact. Bolnavi de... Și la TVR Cluj, post finanțat din mintea noastră, au fost emisiuni întregi care au prezentat chestiunea asta, se chema culmea tupeului, se numeau, emisiunea era știință și cunoaștere sau ceva de genul ăsta, adică... Banal și spre foarte banal. Adică banal pe măsură ce... Pe lângă își bate joc de știință, îi mai trage și două palme pe deasupra. Banal spre deci, foarte banal. Faptul de a aduna bani nu implică nici într-un fel calitate. Trebuie să existe ceva mai sus de atât, trebuie să existe cineva care să poată fi capabil să recunoască ce e calitatea și să facă o autocenzură, deci nu o cenzurare de undeva de sus, ci pur și simplu o chestiune, domnule, avem și noi o limită de bun simț până sub nivelul ăsta, nu ne coborăm. Da, da, da. Această limită e destul de vagă și transparentă la noi în multe locuri. Și deseori se întâmplă pur și simplu datorită calității slabe a educației, adică nu prea mă închipui că oamenii respectivi chiar vor și ușor să prostească. Chiar își închipui că așa sunt lucrurile. Dar pur și simplu sunt incompetenți la nivelul lor. Noi ne-am învățat să nu prea criticăm o altă mare problemă, poate moștenită din multe dictaturi în care dacă ridicai gura, nu pățeai, noi avem vorba aceea, capul plecat, sabia nu-l taie, nu de azi, de ieri, nu-i comunismul de vină, că asta e devenirea turcilor. Deci noi ne-am învățat așa într-o perioadă de tulburi în care trebuia să te asiguri că trăiești în primul rând și mai încet cu idealurile. Ei, acum, perioadele tulburi nu fi deocamdată că au cam trecut. Am reușit cu chiu cu vai să ajungem într-un context internațional în care nu mai suntem singuri, avem un spate destul de solid în spate, în speță Uniunea Europeană, și ar cam trebui să vedem dacă nu ne putem preocupa acum să ne mai creștem, scoatem în față niște idealuri decât pur și simplu interesul subsistenței până a doua zi, care, zic eu, nu fi deocamdată nu mai este o problemă reală. Și credeți că nu mai e problema asta? Totuși, nu văd să fie subsistența pentru a doua zi o problemă. Săptămâna viitoare. Sau dacă este pe undeva, se datorează tot datorită unor asemenea deformări, fiindcă veni vorba. Adică, aici chiar o discuție. Trebuie avut o discuție întreagă de ce mama măsii la noi nu sunt
centre de asistență socială pentru oameni în nevoie. Sunt o mulțime de cazuri de oameni în nevoie care pur și simplu n-au unde să se ducă, nu le trebuie mare lucru. Un pat și o masă, atât tot, un cost absolut insignifiant. Mai ales când se face în masă. Da. Chestiunea asta este organizată oriunde în Europa, și nu știu, da. Care plecau pe acolo, au găsit cam tot timpul. Acum s-au umplut probabil. Dar este un atribut, să spunem, a societății să organizeze o plasă de siguranță pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, au dificultăți. Nu că ar fi leneș, că asta e o chestiune, dar noi au prins o bucată de vreme foarte bine, tot felul de prostii. Ai ajuns la bătrânețe, ai ajuns în neputință. Nu fi de ochi. Nu, tu ca român ai ajuns la bătrânețe, ai ajuns în neputință, ăsta e statul capitalist, eu așa-l văd. Nu mai de când ești bun, când ești în vigoare. Hai să nu dăm vina pe capitalism. Vai. Pe societatea actuală, nu pe capitalism, pe societatea actuală românească, așa cum am construit-o noi de format. Nu numai cea românească. Și când ești bun, cât ești tănătos, trage de pe tine cât vrea. Capitalismul, fiindcă veni vorba, capitalismul ca să aibă, ca să funcționeze bine, are nevoie de acea plasă de siguranță. Din ce cauză? Să spun. Îți permite să-ți asumi riscuri. Deci poți la un moment dat în capitalism, care e sistemul prin care capitalismul încearcă să obțină, să optimizeze niște efecte? Pur și simplu căutând mereu soluții noi. Cineva face ceva, pe pista lui mi-e greu să mai concurez, că e ocupată, să spunem, sau sunt foarte mulți. Hai că eu inventez alte chestiuni, mi-asum un risc. Ei, problema mare când asumi un risc, risc să te cazi. Da. Ei, mai ușor să asumi riscuri în momentul în care știi că sub ai o plasă de siguranță care te prinde. Da, domnule. N-am mers, mi-am asumat un risc, mi-am făcut datoria către societate, dar asta e situația, n-a ținut riscul. Da. M-a prins cineva de desubt și măcar nu mor, măcar n-ajung. Aici nu ai nimic. Pe când ai nimic, domnule, ai riscat, fraier, tu să fii sănătos. Din motivul ăsta, românul nu mai vrea să-și preferă un salariu cât de cât la un stat, așa, nu mai vrea să riște câți mai auzi antreprenori. Dorință că se închid firme, auzim, dar că se deschid prea puține. Și asta da, care, mă rog, noi visam, altfel visam acum 26 de ani, că o să facem, că o să dregem, că o să pornim, așa. Dar uite că lucrurile au ajuns într-o direcție încât omul nu mai dorește să... Direcția vrea o siguranță, cum spuneți dumneavoastră, o plasă de siguranță, eventual să stea în plasa aia de siguranță, cu un salariu mic, dar cu un salariu sigur. Să poată dormi noaptea, să nu-și facă griji, că n-are de unde plătit, n-are de unde da salarii. E destul de complicat. Dar asta e. Vine din trecutul nostru. Perfect valabil. Așa este. Noi așa am fost învățați. Dom'le, partidul ne făcea totul, ne dădea totul, ne dădea casă, ne dădea masă, nu ne durea capul. Drumul nostru în viață era așa de previzibil. Te duceai la facultate, vineai în fabrică, îți dădea apartamente, lua... deveneai membru de partid. Ei, acum lucrurile sunt destul de complicate. Și dacă sunt mai complicate, acum ai nu doar posibilitatea, ba chiar obligația morală să încerci să le influențezi. Pe vremea aceea chiar nu era treaba ta să spui ce spunea eventual președinții, era așa o chestiune că astea au vorbit. Pentru că se făcea ce stabilea conducerea. Acum, teoretic cel puțin, conducerea ar trebui să asculte ce spun cei de desubt și să facă acel lucru. Deci prin a spune, prin a vorbi, până la urmă influențezi ce se întâmplă. Nu mai ai pe cine da vina. Iar faptul că lucrurile nu merg cum ar veni, sunt spuneți în mare parte, vina noastră? Este în mare majoritate vina noastră. Noi ne-am învățat din totdeauna să căutăm un acar pe un. Am găsit pe cine dăm vina, perfect, suntem bucuroși, ăla e vinovatul. Și tot timpul căutăm conspirația politică, politicienii, da? Ei sunt oglinda noastră. Ei au scos dintre noi până la urmă oameni ca noi, n-am importat în altă parte, oameni complet diferiți, care au aceleași și o spaime probabil și aspirații ca și noi. Că nu ne place, când uităm în oglindă, nu oglinda e vinovat. Foarte s-a putea întâmpla da, da. Să trebuiască să ne schimbăm un pic fața, optica, și aici ăsta e un lucru la care ar putea să contribuie inclusiv mass media, dar trebuie oarecare efort, trebuie cineva credeți? Să... Eu, după părerea mea, zic eu așa, s-ar putea să greșesc. Eu am impresia că, nu știu, trunchiul ăla sănătos al poporului a cam plecat din țară. Au rămas câțiva care n-au dorit să plece, câțiva care nu doresc neapărat să... Mari meseriași au plecat, nu? Care au vrut să-și găsească ceva în țara asta.
Noi aici am rămas foarte mulți pensionari, foarte, eu știu... Nu știu dacă trunchiul sănătos al poporului e neapărat un termen foarte potrivit. Nu, asta mă rog, poate nu e asta. Da, mă rog, e deja un domeniu al care, iată, pentru că riscă să afecteze ego. Și trimite bani în țară. Deci oamenii aceștia care trimit bani de în țară, deci, și țin țara asta, că investițiile străine nu sunt. Fiindcă veni vorba, nu e ceva, nu e ceva rău în faptul că acum iarăși o arătă care circulă mult, vă doamne, că au plecat să-i îmbogățească pe alții. Nu, e cu dus întors. Deci pe undeva, dacă noi, ca societate, nu suntem în stare să ne organizăm de așa natură încât să oferim oportunități de dezvoltare și loc de muncă, de angrenare socială, în primul rând, și abia în subsidiar tehnică, zic eu, că ar trebui să fie ordinea celor mai capabili, e normal și bine ca aceia să-și caute debușe în altă părți, dintr-un motiv foarte simplu. Capacitatea umană nu e ceva ca pentru rezervă și stă acolo. Ea trece, ai atâția ani încât poți face ceva. Deci și eu ca programator, dacă ai 35 de ani, deja data ești la pensie. Ce cauți tu pe aici? Deci ai un număr limitat de timp în care poți să folosești acel combustibil. Dacă nu l-ai folosit, asta e situația, s-a pierdut. Și decât să stai și te uiți undeva la un tablou sau să aștepți să-i treacă cuiva prin cap, că știi, poate ar trebui să facem noi ceva, e mai bine să meargă unde își poate face ceva și pentru el. Deci, pe de-o parte, își asigură, să spunem, un viitor, mai ales în contextul în care la noi, cum spuneam, nu prea există plasă de suport siguranță social, e destul de vagă. Pe de o parte. Pe de altă parte, este un plus pentru omenirea ca ansamblu, pentru că acum ne place, ne place, suntem noi în echipe diferite, dar stăm într-un stat global. Trebuie să ne uităm un pic la interesul întregii planete, nu neapărat la interesul meu propriu. Noi suntem un pic cam egoiști, mare parte, și ne zicem, domnule, ce-mi iese mie, ce-mi pasă mie cea lui, suntem în aceeași barcă. Ar fi bine să încercăm să dăm cu toții la rame și dacă la mine nu poate să dea la rame, e bine că dă la rame acolo, măcar dăm partea care trebuie. Câte vreme de partea care trebuie, că s-ar putea să trimitem și pe afară unii care dau găuri în barcă. Asta e altă discuție. Iar și o chestiune legată de sistemul nostru de educație socială, în acest punct de vedere, deci ce am învățat pe oameni că ar fi ideal să facă. Câte vreme omului nu-i pasă ce se întâmplă cu alții, dacă lui este bine dând găuri în barcă, asta are să facă. Dar, cum spuneam, sunt mari probleme de educație, în primul rând, și care trebuie implementate la noi, nu în altă parte, pentru că chiar și la cei plecați, mulți cresc copii aici și le transmitem niște valori de aici care ar trebui poate văzute de ce natură sunt acele valori și care necesită un efort, nici măcar nu-i mare efort financiar sau tehnologic. E un efort pur și simplu, pur uman, în care și eu, în loc să stăm să ne uităm la cum Vasile și Ion dau cu pișorul într-un ușă bășică, care e o chestiune complet inutilă, nu înțeleg, realmente, eu nu înțeleg această obsesie. Pentru fotbal? De fapt, o înțeleg. A fost cultivată cu mare grijă, un marketing foarte bine făcut. Bravo lor, dar trebuie să ne învățăm, un lucru care trebuie să ne învățăm în societatea liberă, modernă, este să ne creștem un obraz gros la marketing, pentru că marketing este foarte, foarte mult și focalizat și calculat încât să faci ce vor ei, nu ce vrei tu sau ce interesa avea tu de fapt. Da. Așa, este destul de complicat. Să revenim la televiziuni, pentru că spuneai că sunt foarte multe greutăți în faptul de a introduce un canal nou, de a oferi publicului, nu, abonaților, o posibilitate de a urmări și altceva. E destul de greu în domeniul ăsta, mai ales când ești o firmă mică, cum aveți dumneavoastră, nu sunteți o rețea națională și... Aici problema mare, cum spuneam, e tot la capitolul marketing în mare parte și funcționează. Din păcate funcționează asta și tot încerc eu să fac cât pot să mai iluminez un pic cum merge de fapt capătul nostru a telecomenzii. Canale sunt o mulțime, orice firmă are suficiente canale. Oamenii, un om nu se uită la mai mult de 4-5 canale. În mod tipic. Se simte bine când vine și spune, domnule, ia 100, așa, când semnează el contractul, da. Ce a fost cu... Am auzit că revine ProTV-ul, sunt discuții cu pachetul... Suntem în discuții, facem un efort să vedem, deci probabil că va trebui să renunțăm la altceva, pentru că știți, la ei este o problemă majoră, firmelor mici cer o sumă triplă decât firmelor mari. Deci o firmă mică, cum ești tu,
Ai de trei ori problemele. Deci eu trebuie să dau la ProTV un sfert din abonament, practic, trebuie să, deci un euro pe cap de abonat, trebuie să ducă direct la ei. În condițiile în care firmele mari au discount de 66%. ProTV înseamnă tot pachetul. Tot pachetul este la pachet, nu poate fi luat doar un singur canal. Dacă putea fi luat un singur canal, era ok, dar probabil că prea puțină lume ar fi luat celelalte canale. De exemplu, m-am uitat la conținutul de la sport.ro, de pildă, din câte am văzut, este complet inexistent. Aha. Deci, cum de are audiență, e un miraj pentru mine, iarăși, pentru că nici măcar nu vezi pe eu și Vasile cum dau în bășică, îi vezi pe Mitică și cu Ilie cum vorbesc despre cum dau Vasile și eu în bășică. Mă rog, cum spuneam, sunt niște lucruri explicabile psihologic într-un fel, dar acum vin și zic că ar trebui pe undeva să ne creștem, să spunem, un pic implicare socială, să înțelegem de ce suntem, unde suntem și să încercăm să presăm într-o ediție niște reguli. Adică aici se pur și simplu... Adică îți imaginai că, domnule, dacă eu vreau să vin de la, nu știu, televiziunea de cablu din Mărășești, să dau un exemplu, și vreau să iau, să negociez, eu nu pot negocia pentru că există unul mai mare care spune, domnule, fără... Nu-i da lui ăla sau nu-i da lui ăla, nu-i da lui Mărășești, nu-i da sunt în media. Sunt o mulțime de chestiuni în acest domeniu care sunt bazate, sunt scăpate sub control. Dar cum spuneam, nu e atât vinovat cel care exploatează o problemă socială, că e o problemă socială a noastră, într-un fel. În primul rând, problema este că noi, nu numai noi, fiindcă eu am văzut și la alții, nici măcar nu înțelegem noțiunea de drepturi de autor. La noi a fost foarte mult promovată o chestiune... complet falsă, cum că drepturile de autor ar fi echivalente drepturilor de proprietate. Dom'le, ai făcut o chestiune, faci ce vrei cu chestiunea respectivă. Nu îmi convine, asta e situația. Vreau să-ți iau ție de 1000 de ori mai mult, asta e, ia mea și o vând cui vreau. Ei, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că drepturile de autor sunt niște drepturi artificiale, care au fost inventate și oferite de societate pentru a încuraja niște lucruri, pentru a încuraja ceva creație favorabil social, o creație și difuzarea ei în societate. Nu? Și difuzarea, nu ți-o ții la tine sub pat. Exact. Deci el încurajează, da, domnule, difuzează cât mai larg, uite, eu te lăs să câștigi bani de pe chestiunea asta. Din păcate, niște lucruri care în societățile din vest, care au creat până la urmă ideea drepturilor de autor, au fost reglementate, de genul, nu ai voie să faci diferențieri. Deci în toată Europa, Uniunea Europeană se aplică, de pildă, o chestiune care se numește directiva pentru cablu satelit, care spune că un post TV trebuie să dea la sume echivalente canalul tuturor cabiștilor. Deci dacă îți cer ție 33 de cenți, atâta cer și lui Mihai. Ei, deci când negociezi cu cablistul de la media, și luă la... Deci stabilești un preț cât ești și așa, vine la preț respectiv. Hai, poți să-mi mai zici că, domnule, știi, trebuie să mai angajezi un contabil în plus. Uite, mai pune un salariu de contabil. Dar nu poți să zici ia de 3 ori în plus. Ei, aici iarăși sunt niște ciudățenii, pentru că respectiva directivă de cablu satelit nu a fost implementată în România. Se oprește la S-a oprit Oradea. La porțile noastre, pentru că noi suntem în Europeană, așa, cam cu jumătate de picioare, cam mai la târziu. Mai prin hol. Pentru că și ăștia în Europeană cam cum se fac lucrurile și acolo. Am văzut, am avut chiar un parlamentar de-al nostru cu niște probleme la capitolul lobby european. Și aici sunt niște lucruri care... Lumea zice, domnule, se ocupe legea. Ei, legea e o chestiune limitată pentru că ea e influențată pe urmă de niște presiuni. Uh-huh. Și presiunile ar trebui să fie pe de-o parte a celor care au un interes punctual și pe de altă parte cea a publicului. Câte vreme nu există un interes a publicului, pentru că publicul este complet dezinteresat de cum merge viața, în momentul respectiv doar interesele punctuale împing lucrurile într-un fel. Și rare ori le împing în interesul publicului, câte vreme publicul foarte interesant. Deci, domnule, eu l-am auzit și pe domnul de la CNA și când aud pe cineva de la CNA că vine la televizor la câte un talk show, mereu aruncă expresia asta. Interesul publicului, interesul publicului. Da, da, sunt foarte bine. Dar ceea ce spune, show, nu da, am gândit la asta. Ca de parte de publicul nu este interesat. Nu m-am gândit la... Deci publicul în România nu e chiar așa de interesat. Că dacă ar fi interesat, nu s-ar uita la emisiunile idiote de noaptea, cu cele mai josnice, la niște talk show-uri. Cum spuneam, aici e o chestiune... S-a oprit emisia Carmen? A fost o da? A fost o cădere de... Uite, publicul nu era interesat acum. Nu s-ar uita la talk show-urile alea extrem de ieșite din comun? Nu ar face discuții despre... Nici nu poți interzice publicul să uite la ce vrea. Deci trebuie totuși niște limite. Deci... ai nevoie câteodată să satisfaci. Ai nevoie să mănânci bucățica aceea de ciocolată din când în când. Da, dar ai ciocolată. Aia este ceva...
e o chestiune, chiar, da. Chiar dacă e un placebo, o chestiune care te face să simți bine, da. E o chestiune care adesea are nevoie și te simți rău dacă nu faci. Deci, să vii să, să interziți ceva, este iarăși un sărit peste cal, o exagerare în sensul... În sensul, da. Iarăși prost, pentru că să, încercăm... Eu nu spun să interzici. Ce ar trebui făcut este să limitezi, să limitezi posibilitatea de abuz. Ceea ce cu totul altceva decât interzisul. Deci ok, lasă omul să uite la orice, dar în momentul în care niște chestiuni încep să vină împotriva interesului public, în momentul respectiv începi să-i mai reduci lucrurile pe care se bazează pe care, și care au fost oferite de public. Așa este. De exemplu, în acest caz este folosit acest drept de autor, care este un drept oferit de public, un drept artificial, nu e o chestiune care să limitezi, nu există nimic tehnic care să interzică duplicarea oricui ziar sau oricui chestiuni în nenumărate lucruri. Și o chestiune care s-a întâmplat. Deci există situații în chiar state întregi care în anumite situații au spus, domnule, la acest lucru nu se mai aplică dreptul de autor. Și în momentul respectiv după nu știu câți ani, scazi posibilitatea de a te și îmbogăți cu lucruri dăunătoare până la urmă interesului public, folosind mijloace care au fost puse, create pentru a încuraja interesul public. Mă rog, sunt mai multe soluții posibile, da. Dar cum spuneam, pentru a putea fi implementate trebuie să existe cumva o presiune. Și nu e valabil în acest domeniu, în orice domeniu, inclusiv în domeniul și cum funcționează firmele, pentru că și aici nu mai face lumea firme, e foarte simplu, e foarte greu ca o firmă să mai facă ceva, pentru că aproape orice a fost preluat de o firmă imensă, da. Care are resurse imense și atunci, practic, ajungi ca singura ta activitate posibilă este să te angajezi la firma respectivă. Devii și tu un... Să vezi dacă ceva îi scapă printre degete firmei respective și poți și tu să, eu știu, să mai... Nu, dar altceva vreau să vă spun, domnul Mihai. Nu e posibil ca să faci rating, să aduci la televizor persoane cu dizabilități. Persoane pe, mă rog, mi-aduc aminte, fel de emisiuni făcute cu nu știu care, trăia într-o măzăcie de nedescris. Bine, poate totuși o problemă, poate totuși o problemă că existau vedete. Acele persoane. O persoană care are cele mai mari vizualizări din Piatra Neamț pe YouTube e persoana care a fost făcută de Bendeac, erou național. Deci asta spune mult, da? Spune foarte mult. Deci cum să spun, nu știu dacă e neapărat poți să interzici persoana aceea, nu reprezintă nimic deosebit. Da. Deci, faptul că există o persoană și acum dacă, iarăși, mi se pare o diferențiere care deja începe să fie din ce mai caducă între internet și televiziune. Acum cam toată lumea are acest la internet, iar faptul că ceva e permisibil și pe internet și nu pe televiziune începe să sune un pic cam naiv. Pentru că ați văzut cum fac televiziunile, da? Dau știrea, cam operiază așa și restul, vedeți mai multe, vedeți pe site-ul nostru, știți? Ok. Ca să, bine, să te agațe și, da. Pe undeva internetul îi ajută în alt punct de vedere, la capitolul de finanțare, pentru că acolo poți să preia mai direct într-un fel și de obicei tot prin mediul reclamei făcută și acolo finanțarea, dar acolo e mai vizibil câtă lume chiar se uită audiența exact, pentru că lumea nu la știe, televizor, la e așa un pic site-uri difuză. E bătălie foarte mare. Exact, dar pe de altă parte reclama acolo s-a dus foarte mult în jos, adică... Da, 25 de milioane am înțeles că e reclama per total în România pe online, deci foarte puțin. Exact. Foarte puțin și asta... Deci și aici o discuție în întreagă... ziarele, pentru că ziarele s-au mutat, putem spune, cam toate pe internet, foarte puțin au mai rămas în tipărit, care sunt și tipărit și online. Ei încearcă online-ul să-l dezvolte, pentru că online-ul ăsta va fi viitorul. Pe de o parte, inclusiv faptul că trebuie să cenzurezi în mediile clasice, dezavantaj a priori pentru acestea. Și atunci, în special la TV. La TV și la ziare, probabil că acestea, și acolo nu au o cenzură, pentru că nu au un organ reglementativ. Dar oricum există niște limite la hârtie pe care internetul nu le are. Da, și știți că era vorba aia, hârtia suportă orice. Da. Se întâmplă niște schimbări în luna aceasta? Cu digitizarea te referi, probabil. Da, e o chestiune minunată. O tip de actualitate tipul românească. Cred că suntem singura țară în care o să fie o perioadă în care nu o să mai avem televiziune terestră deloc. Da. O să-mi spăimântăm oamenii, da. Adică o chestiune care e gândită
ca să încurajeze difuzarea, pentru că ăsta e sensul digitizării, creșterea calității, a multe canale și așa mai departe, a ajuns la noi să fie folosită ca să interzică o bucată de vreme, nu va atât se emite nimeni. Bine, acest fel se și creează oarecare presiune pentru ceva care există și funcționează și are toată lumea, mai greu să creeze o presiune mare, că domnule, trebuie să facem acum neapărat, haide să vină... Înțeleg că în toată Europa lucrurile au trecut în timp. Au trecut în timp. Deci, în mod normal, cum trebuia făcut, am mai zis odată treaba asta, în mod normal trebuia de 10 ani, cel puțin, dacă nu mai mult, lăsate licențe divizie terestră, cine digitală, cine doar putea să înceapă să emită digital, eventual să emită dual. Și la data de 17 iunie, pur și simplu, ultimele emițătoare analogice rămase să fie pur și simplu oprite, închise, fără nicio filozofie, fără niciun fel de presiune. Da. De ce să fie simplu? Că se poate face complicat. La noi nu se dau licențe de emisie digitală sub nicio formă. Deci nu s-au dat licențe digitale. Nu aveai voie să emiți digital. Da? N-aveai voie să emiți digital. Așa, 17 iunie nu mai vezi nicio analogic. Licențe s-au dat în ziua ca să fac. Și pe 17 iunie, bună ziua, se trece la altceva. Da, da. Un exemplu de treabă făcută, cum spuneam. Bine făcută. Lucru bine făcut, da. Lucru bine făcut, făcut după ureche, folclor. După ureche, după diverse texte și presiuni și în care publicul pur și simplu n-a fost deloc interesat. Habar nu au cei din domeniul televiziunilor. Deci habar nu au cei din... Acum e și o motivație este larga răspândire a cablului. Practic, televiziunea terestră nu prea mai era folosită, era mai mult un pretext. Și în acest motiv, deci sunt o mulțime de oameni... Puțin vor fi afectați, sunt, da. Sunt... Așa cum cred că sunt emițătoare terestre care nici măcar nu funcționează. Pe hârtie sunt că funcționează, dar practic e ideea că n-am avut și noi acolo bif. Să înțelegă telespectatorii cu antena aia veche pe casă. Exact. Sunt, exact. Deci puțină lume se uita, tocmai din cauza că erau puțin. Deci logica televiziunii terestre era tocmai să ofere o largă disponibilitate de programe terestre. Toată lumea. Ne fiind programe terestre foarte multe, lumea a preferat cablu, acum toată lumea are cablu și atunci ne interesează mai puțin ce se întâmplă cu partea de terestru. Deci, în acest punct de vedere, e așa. Majoritatea având cablu, chiar nu o să fie mare problemă, deși, cum spuneam, o să fie o țară în care nu o să avem canale, dar asta e situația, nu sunt... Nu e ceva semnificativ din acest punct de vedere, chiar există îngrijorare că va fi puțin interes pentru a emite în continuare terestru în regim digital, mai ales dacă costurile vor fi destul de ridicate, pentru că aici intrăm iarăși într-o dilemă clasică de ouă și găina. Ca să emiți terestru ai nevoie să oamenii să aibă antene terestre ca să merite efortul să bagi niște bani aici. Pe de altă parte, dacă nu sunt multe canale, nu se vor uita acolo, vor rămâne pe cablu. Deci, practic, ca să funcționeze digitizarea, ar trebui lumea să renunțe în masă la cablu și să se uite la cea terestră, nu pe internet. Cum era la debranșare, știți? Când a început nebunia debranșării, au început și ăștia să bage centrale de apartament în magazine, că da, ceva se va întâmpla. Deocamdată foarte mult, cel puțin pe partea de orașe, nu vor renunța oamenii la cablu, că se vorbește, că vor fi un număr de programe. Nu se știe, deci practic lucrurile depind de mult de ce va întâmpla cu canalele. România ideală este, nu se știe nimic. Nu, din ce cauză? Din cauză că, cum spuneam, în alte părți poți să ai o idee ce se va întâmpla, pentru că nu poți să... stresezi foarte tare opinia publică. Deci ai o idee, domnule, cam așa e societatea noastră, când cineva vine și face ceva radical, sunt șanse mari să nu țină chestiunea respectivă. Ori la noi, societatea fiind relativ, să spunem, neinteresată de ce se întâmplă în jur, că am mai văzut noi și alte mai trecut, atunci, practic, multe lucruri depind de ce aranjamente se fac undeva în spatele unor uși închise. Și care, în general, trec pentru că nu există presiune socială, se întâmplă altcumva. Deci, practic, lucrurile vor depinde în mare parte, cum spuneam, legat de ce anume va fi disponibil în relație cu ce are omul precomandat pe telecomandă. Cum spuneam la început, oamenii se uită la niște canale ale lor. 2, 3, 4 care sunt așa. Dacă acelea vor fi disponibile acolo,
E foarte posibil, oamenii să renunțe la televiziunea prin cablu, că chiar dacă în România tariful de televiziune prin cablu este extraordinar de redus comparativ cu orice altă țară. Da, 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 tarifele au scăzut și la net și la... Da. Omul se bucură când, domnule, nu știu că nu am de plătit nimic. Deci noțiunea de gratis are o tentă specială, chiar dacă face eforturi mari pentru acel gratis. Noțiunea de moca este, vai, de mine. Chiar dacă e foarte scumpă. Exact. Chiar e interesant, observați că lumea încă se chinuie cu spartul cardurilor de satelit. Încă sunt sisteme, sunt sisteme prin care poți pirata un program de satelit, dar care e consistitor, e un întreg efort acolo, cu calculatoare, cu internet, e o complicație întreagă, care costă o mulțime de bani, mai mult decât abonamentul. Și când ne trebuie, domnule, ce te chinui? E o satisfacție și să iau ceva gratis. Aia moca. Chiar dacă e un efort imens. Ei, da. Și mai ales dacă nu este un efort imens, e posibil lumea se mișcă în condițiile în care acele canale care au audiența aceea maximă vor fi disponibile. Acum, iarăși vor fi niște ciudățenii, pentru că o să fie o perioadă în care nu o să fie deloc. Cât anul o să fie, ce anume, nimeni nu știe care, dacă canale cele de asta spunea că nu știm. Deci dacă canalele la care, deci putem lua lista de audiențe, dacă primele de acolo de sus vor fi disponibile gratuit și fără alte complicații tuturor, sunt șanse lumea să se mute masiv de la cablu acolo, ceea ce nu ar fi neapărat bine, pentru că asta înseamnă că acele multe canale de jos care au audiență relativ mică, dar care vin totuși cu o influență culturală, transmit totuși și se meșează la ce însă uite un copil un care vrea să vezi ceva. Un Etno TV, un Discovery, un... Așa, acelea s-ar putea întâmpla să fie foarte puțin prezente în societate, pentru că... dacă nu e la televizor, nu te mai uiți la el. Hai că nu mă doare că nu am Discovery. Dar pe chestiunea asta și copilul care poate ar fi interesat să mai învețe, nu mai are acces la acele lucruri. Deci în ce măsură e bine sau rău e foarte discutabil în condițiile în care televiziunea terestră gratuită, cea free-to-air, este fatalmente finanțată practic doar din reclamă și practic ea nu este în slujba telespectatorului. Dimpotrivă, ea atrage telespectatorii, materia primă pentru această televiziune, care este vândută celor care fac reclamă, după diverse interese, în acest punct de vedere. Deci, este o vorbă, dacă nu plătești, tu ești produsul. Da. Și, în acest punct de vedere, pot să apară niște lucruri relativ delicate în acest punct de vedere. Anomalii în piață? Adică nu neapărat anomalii în piață. Vă referiți la piața de publicitate, nu? Sau cum? Nu, pentru publicitate ar fi chiar un boom din acest punct de vedere, pentru că practic doar pe acolo se mai poate finanța televiziunea. Acum televiziunile mai sunt finanțate și prin intermediul sumelor care sunt colectate de firmele de cablu. Deci, cum spuneam, mare parte din abonamentul de cablu la noi, cred că ceva de genul 90% din sumă, se duce la partea drepturilor de autor. Foarte, foarte puțin pentru întreținere rețele și chestiuni de acest gen. Și de acolo se susțin atâtea posturi. Discovery, par exemplu, în general posturile de știință, sunt susținute în mare parte viața de pe lucru, cred că nici nu are reclamă. Se finanțează doar în acele posturi. Discovery în care cine? Reclamă. Viasaturile, posturile Viasat, de exemplu, de știință, Viasat, care sunt iarăși foarte bune. Da. Sau Da Vinci Learning, care iarăși un canal foarte bun, am presia că nu are reclamă deloc. Și un canal jos colegial educativ. A BBC-ului. Nu, Da Vinci Learning e un canal independent, european. Da. Creat, nu știu dacă creat sau lucrează acolo cineva, era un Hohenzoller, e un reprezentant de-al lor care vine să pleci în România. Care vine cu bani de acasă? Nu cred că vine. Eu credeam că e BBC-ului. Sper că nu vine cu bani de acasă. Nu e BBC-ul, e o inițiativă independentă apărut relativ recent și cred că am fost printre primii din România care le-am preluat. Nu prea au publicitate. Da, ei sunt finanțați doar din banii din care ia de la cablu. Și în momentul în care, să spunem, lumea nu mai are cablu, bine, acum nu fac iluzii ca audiență, pentru că asta e problema. Oamenii vor să uite la scandal, nu vor să se uite la ceva în care și o să învățăm cum am apărut noi aici, ce haz avem noi pe pământ, încotro mergem. Chestiuni de genul ăsta importante cu adevărat nu interesează, din păcate, în țara asta. Da. Asta e un lucru care trebuie și schimbat și asta e un lucru care nu poate face televiziunea. Televiziunea poate doar să ajute în momentul în care cineva este interesat să se ajute la ceva. Ca să schimb ce este interesat omul, asta e o chestiune care se face numai cu presiune socială, adică ar trebui fiecare în dreptul lui să învețe pe ceilalți. Un interviu vreo lună, două în urmă, cu Ada Rosetti, director de programe la ProTV, și spunea, sau la TVR cred că e acum. Cred că la TVR, da. Așa, spunea că tendința care e? În partea estică, rușii în special urmăresc foarte multe documentare. Sunt interesați de documentare.
cum te duci spre vest, ci că scade exponențial. Vesticii nu urmăresc documentare, nu urmăresc, nu sunt interesați de lucrurile. Ar putea fi, deci da. E o chestiune legată probabil și noi de... Noi suntem undeva la mijloc, că nici prea, nici foarte. Deci foarte. Dintre țările, să spunem, vostru bloc sovietic, noi suntem undeva într-o zonă în care raționalitatea nu a fost foarte, să spunem, încurajată. Trebuia să stai și să asculti ce zice cel minus vine de la răsărit. Rușii, pe de altă parte, au cam fost destul de avansați în acest punct de vedere. Au pus mare preț pe capacitatea tehnică. De asta și-au ajuns să facă și aviație performantă sau cosmonautică, care și acum, americanii acum depind de ruși. Chiar era un anunț acum interesant că Pentagonul vrea să insiste să fie ridicat interzicerea colaborării cu rușii pentru zboruri, pentru că nu au cum să mai pună sateliții. De cauza, da. Deci cam depinde de niște lucruri care rușii sunt bucuroși de așa ceva, sunt interesați și da. E o chestiune pe care ei consideră că se dezvoltă. La noi mai puțin, iar în vest a apărut altă problemă, aceeași problemă marketingului foarte solicitor și foarte agresiv, care în general este făcut pentru lucruri prost. Lucru bun are nevoie de mult marketing. Se vinde singur. Se vinde singur, se află, asta este da. Sănătate și virtute. În general, lucru care are mult marketing, trebuie să ai o chestiune, domnule, ceva nu e în regulă, ar fi bine să sapi. Ei, practic însă omul nu e așa, omul marketingul dă foarte bine, mai cu o relație, mai cu nu știu ce și pe chestiunea asta, inclusiv canalele clasic de știință, cum ar fi canalele Discovery, sau cel mai clasic ar fi, cel mai dur exemplu ar fi canalul History, în loc să dea știință, dau acum, au devenit practic canal de reality show, dau ăla vin de vechituri, ăia pescuiesc nu știu ce chestiuni, chestiuni care nu au nicio legătură cu știința, treabă să ne mai exagerăm mâinile puțin. Da, și mass media e un organism viu care trebuie exact, să... Exact, care trebuie să organizat, deci el nu influențează, el nu numai că influențează, este influențat la rândul lui. Și de asta, deci el este influențat în mare parte de valorile sociale pe care le și influențează. Da. Dar dacă vrem să îmbunătățim valorile sociale, nu este să ne așteptăm la mass media să o facă singură. Pentru că dacă omul nu schimbă telecomanda pe ceva educativ, degeaba transmite Mr. Hohenzollern în ceva interesant. Da, da, da. Trebuie, știu eu, profesorul sau vecinul să spune, domnule, și ce ai văzut o chestie interesantă, n-ai văzut, tu ești prost. Acum zice, acum, dar n-ai văzut-o pe aia cu fundul mare de la, nu știu de care, ce prostești. Aici e o chestiune, valorile noastre sociale sunt discutabile. Avem, de ales foarte multe programe, e adevărat, telecomanda e în mâna noastră. Îți mulțumesc, Mihai. Plăcere. Sperăm că și gândirea noastră se va schimba. Slavă Domnului, vine vara și apetitul pentru televizor scade în perioada asta. Vă doresc o zi bună, vă mulțumim pentru atenție, până mâine dimineață, toate cele bune!